A fost drumul județean. Da, era sub administrarea județului. Acum este sub administrarea comunei și noi șerim la comune să-l administreze în interesul nostru. Nu este o chestie anume? Mi-e așa, mi se pare că e o chestie anume. Cine sunteți dumneavoastră? Ce să-i zicem, nicio problemă. Un extrem de bun, pierd 10 minute în plus, să ne ocolească un pic. Să ne lasă măcar în weekend. Exact. În weekend vrem și libertate. Noaptea nu mai vorbim, dar noaptea nu vorbim. Deja. Nu vorbim. Noaptea nu mai vorbim. Nu contează că e 1, 12, 9, de la 4 la 6 astăzi dimineață, 20. Nu mă mai pozați, domnițele. Nu avem niciun interes. Nu faci mii și sute de ori. Ce fel de card ai cu autograful și ala? Câte ori mie? Nu, au dreptul. 30 de kilometri, da. Circul cât vrea el. Da, nu, știu asta, nu știu. Da. Au dreptul. El de aici până acolo are 7 kilometri. Poate să meargă non-stop. Ideea este ca să ne întâlnim cu toate și să deviem un pic traficul. Trebuie să ne vedem zilnic? Nu, am spus adineau. Să încearcă să facă autorizație. Care spun minșuni. Bucătărie acolo iară. Taci bun. Dar cum trec utilajele? Sunt multe zilnic? Treci și zi și noapte în codinul șerbului, că aici a trăit la fermă asta aici. Toată noaptea șerbului. E trăit și noaptea. Haideți înăuntru, uite, uite. Da, uitați. Aoleu. Și astea sunt de la trepidații? Da, cum dar? E de la șina. Tremur nu a fost. Așa mare pe aici, pe la noi. Tași! Vine să aici în camera asta. Vedeți? La mine nu e așa furat, eu sunt vădul. Uitați-vă! Tași, liniștit în fiecare an eu acolo tot. Tot bun, tot n-am fi. Te încuiesc tot. Și asta de cât timp aveți problema asta? De câți ani? Ei, de când a început ea circulat pe aici, nu mai e să... Na. Și la primărie ați fost? Da, la primărie. Vedeți cum e acum și mă. Reclam, degeaba reclam.